Concursul internațional de pian Irina Șeschi, Istrada Food Festival, concert Emilia Dorobanțu și Taraful Rutenilor pe 1 mai, marcarea 20 de ani de Rotary la Râmnic, Festivalul Bucurie în Mișcare, manifestări pentru a marca atestarea documentară a Râmnicului, dar și Ziua Internațională a Copilului, au fost aprobate de consilierii locali în urma ședinței ordinare ținută în sala de ședințe a primăriei Râmnicului. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2500 de lei de la bugetul local pentru organizarea municipiului cu vocea concursului internațional de pian, Irina Șeschi și a spune ediția concursului destinat studenților și masteranților Academiei Piano Competiție, în parteneriat cu Asociația Culturală Irina Șeschi, inițiator primarul municipiului. Avizele comisiilor de specialitate. Comisia numărul 1. Comisia numărul 2. Comisia numărul 5. Nu va fi necesar pentru adoptarea hotărârii 12 lucruri. Discuții? Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Votul unanim. Mulțumim. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare în vederea organizării parteneriatului evenimentului Istrada Food Festival 2022, inițiator primarul municipiului. Avizele comisiilor de specialitate. Comisia numărul 1. Comisia numărul 2. Comisia numărul 5. Număr necesar de voturi pentru adoptarea votului 12. Discuții? Dacă nu sunt discuții, trecem la votul. Pentru? Votul unanim. Mulțumim. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea evenimentului artistic dedicat zilei de 1 mai 2023 și aprobarea organizării acesteia. Inițiator primarul municipiului. Avizele comisiilor de specialitate. Comisia numărul 1. Comisia numărul 2. Comisia numărul 5. Număr necesar de voturi pentru adoptarea votului 12. Discuții? Dacă nu sunt discuții, trecem la votul. Pentru? Votul unanim. Ședința a fost marcată de refuzul consilierilor liberali de a-și ocupa locurile obișnuite la mesele din sala de consiliu, pe motiv că nu există egalitate între consilieri. Drept urmare, aceștia au stat pe durata discuțiilor pe scaunele din sală, alături de reprezentanții mass media și angajații primăriei.